6 zodii se pot îndrăgosti în martie 2021. În prima și a doua decada a lunii martie 2021, Venus va fi în zodia Pești. În această perioadă, sentimentele vor fi mai valoroase decât beneficiile, comoditatea practică, interesele comune și atractivitatea externă a persoanei dragi. Îndrăgostiții se vor contopi, fără a împărți nimic, n-ai tăi și ai mei, nici bani, nici hobby-uri, nici planuri de viață și nici gânduri. Vor avea totul în comun. Ei vor dobândi o abilitate uimitoare de a se înțelege fără cuvinte, de a simți unde este jumătatea lor la un moment dat, de a anticipa chemarea sau sosirea ei. Latura negativă a acestei perioade este că își doresc cu adevărat să creadă în ceva care nu există, să atribuie alte persoane sentimente pe care nu le simt, să se îndrăgostească de cineva pe care nu-l cunosc deloc, având inventat caracterul său și personalitatea. Cei mai de succes în dragoste în această perioadă vor fi peștii, fecioarele și scorpionii. Pentru pești, în dragoste totul va depinde de ei. Vor fi o sursă de dragoste, inițiatorii relației. Sentimentele cu care vor înzestra pe cineva vor veni de la ei. Chiar dacă peștii nu sunt îndrăgostiți, ceea ce este puțin probabil, vor dori cel puțin să se simtă iubiți. Și vor face multe pentru asta, să aibă grijă de aspectul lor, să se comporte în așa fel încât să le placă. Este posibil ca fecioarele să nu se gândească la dragoste, dar în apropiere va fi cineva de care să le placă. Persoana dragă lor va fi sursa iubirii. Ea va aduce în viața ordonată fecioarelor lucruri care nu pot fi înțelese de minte și puse pe rafturi, romantism, insinuări fermecătoare, priviri și gesturi care vorbesc despre dragoste. Scorpionii n-ar trebui să-și planifice nimic serios. Își permit să se arunce pur și simplu în potopul de sentimente și să nu se gândească la ziua de mâine. În adânc, vor înțelege că romantismul lor va fi un joc. Are puțină realitate și multă fantezie. Acest lucru nu-i va împiedica să se bucure cu adevărat de ceea ce se întâmplă. În a treia decadă, Venus va fi în berbec. Acesta este momentul pentru fapte îndrăznețe și pași decisivi în dragoste. Într-o relație, permisiunea va fi cea mai importantă. Întâlnirile vor deveni temperamentale. Îndrăgostiții vor aștepta acțiuni specifice de la persoana iubită. Dacă vreți să câștigați pe cineva, fiți hotărâți și asertivi, luptați cu rivalii, demonstrați interes sexual, curaj și sinceritate. Nu puteți minți, nu puteți fi ipocriți, ascundeți-vă intențiile, nu alungați două păsări cu o singură piatră. Punctul negativ al acestei perioade va fi că îndrăgostiții nu se vor auzi bine. Toată lumea se va vedea doar pe sine și sentimentele sale. Pot exista probleme cu fanii obsesivi care nu înțeleg întotdeauna cuvântul nu. Cei mai norocoși dintre toți îndrăgostiții vor fi berbecii, balanțele și săgetătorii. În mod natural, berbecul curajos, încrezător în sine, decisiv, va iniția tot ceea ce se va întâmpla în viața lui personală. Nu va aștepta ca cineva să-i acorde atenție, dar el însuși va realiza orice dorește. Și, astfel încât să nu existe probleme în relație, trebuie să lupte împotriva egoismului și să fie sensibil persoanei dragi. Balanței nu-i place să ia totul asupra ei într-o relație. Este blândă și delicată, are nevoie de cineva care să decidă totul singur și să ia inițiativa, și balanța îl va îndruma delicat în direcția corectă. Și acum este momentul în care o astfel de persoană va apărea în siguranță în apropiere. Este adevărat, în afară de această persoană vor fi mulți fani enervanți în apropiere, iar asta va fi o problemă pentru balanță. Săgetătorul așteaptă un roman pentru distracție. Cu greu poate conta acum pe cineva serios, dar acesta este un moment minunat pentru aventuri romantice, escapade de dragoste, întâlniri incitante fără obligație. Mai mult, întâlnirile strălucitoare, dar frivole acum, nu înseamnă că în viitor nu va ieși ceva serios cu aceeași persoană. Dar nu chiar acum. Acum trebuie să trăiască o zi și să se bucure de ea. Mult noroc și nu uita să dați click pe butoane!